showbizului vorbește din ce în ce mai mult, în ultima perioadă, despre o apropiere amoroasă între Madalina Ghenea și fiul unuia dintre cei mai bogați oameni ai planetei, cel al cărei avere estimată, la începutul acestui an, era de 20 de miliarde de dolari. Doar că Madalina Ghenea se pare că a fost un adevărat talisman pentru familia bărbatului despre care se spune că îi este iubit, iar socrul frumoasei românce a devenit, dacă se poate spune așa, chiar și mai bogat. În lumea bună a showbizului internațional se vorbește despre noua relație a Madalinei Ghenea, frumoasa româncă părând să nu se mai sature de bogătașii din topurile internaționale care numără averile în milioane și miliarde de euro. Astfel, de ceva vreme se discută că între Madalina Ghenea și cunoscutul italian Leonardo Maria Del Vecchio, fiul multimiliardarului italian, specializat în producerea și comerțul cu ochelari, Leonardo Del Vecchio. Iar bărbatul de care se spune că ar fi îndrăgostită Madalina Ghenea este, la rândul său, unul dintre cei mai bogați italieni, conducând una dintre diviziile imperiului creat de tatăl său. De curând, rezultatele financiare ale imperiului din care face parte presupusul iubit al Madalinei Ghenea a devenit un adevărat motor de făcut bani, iar afacerea cu pricina, care, înainte valora 20 de miliarde de dolari, valorează, acum, aproape 25 de miliarde, în doar câteva luni crescând, astfel, cu aproape 25%, ceea ce este, la un asemenea ordine de mărime, enorm. Astfel, compania despre care vorbim l-a plasat pe socrul Madalinei Ghenea și familia acestuia pe locul 38 în topul miliardarilor din întreaga lume, el devenind cel mai bogat om din Italia. Madalina Ghenea l-a cunoscut prin amici comuni. Din lumea modei, Madalina Ghenea și Leonardo Maria Del Vecchio s-au cunoscut, susțin sursele noastre, prin amicii comuni pe care cei doi le-au în lumea modei. Doar că, la acea vreme, frumoasa româncă se iubea cu un milionar elvețian. Doar că, de curând, Madalina Ghenea și galerul de artă elvețian care îi dăruise chiar și un inel de logodnă s-au despărțit. Iar Leonardo Maria Del Vecchio a simțit nevoia să se apropie de focoasa brunetă pentru a o consola. Iar de la consolare, la iubire a mai fost doar un pas. Madalina Ghenea descoperind în multimiliardarul italian în suflet pe placul ei, motiv pentru care, acum, chiar dacă nu se afișează încă împreună, par să fie foarte îndrăgostiți și să își petreacă timpul în Italia, în locații care mai exclusiviste. Interesant este însă că cei doi nu sunt deloc deranjați de diferența de vârstă dintre ei, Madalina Ghenea fiind cu 7 ani mai vârstnică decât bărbatul cu care se spune că ar avea, acum, o relație. Doar că, spun sursele noastre că diferența de 7 ani nu contează prea mult, având în vedere că Leonardo Maria Del Vecchio are un istoric amoros interesant, fiind, pare se, mare amator de fotomodele cunoscute în întreaga lume.